V-a plăcut meciul seara? Sau mi-a plăcut meciul seara. Am fost la meci. Am fost la meci. Da. Am fost la meci. Singur sau ați avut ceva invitații? Nu, singur, cu niște prieteni, nu. Okay. Dar se placă Galațiu, probabil pentru, adică pentru Galațiu a fost un meci extraordinar. Dar FCSB a făcut un meci slab. Este adevărat că nu i-au lăsat nici Galațiu, o echipă care stă foarte, foarte bine în teren. O echipă muncitoare, o echipă harnică, făcută de Dornel după chipul și asemănarea lui. Ok. Muncitoare, cum a fost el, da, ca jucător. Da, da. Jucător aleargă foarte mult, o echipă care aleargă foarte mult și stau foarte, foarte bine în teren. Eu eram convins că FCSB-ul va avea un meci greu. Da. Nu mă așteptam să pierdă de maniera asta. Nu eram convins că pierd. Dar, adică credeam că va avea un meci greu. Adică cu Dornel, cu Galațiu, e întotdeauna un meci greu. Pentru că stau foarte bine în teren. Foarte, foarte bine în teren. Se vede că lucrează mult cu ei. Și... Bine, și fug o grămadă, adică aleargă de parcă. Aleargă Thomas Neuber și preparatorul lor fizic, da. Nu al aleargă foarte mult. E, acum nu știu eu, când ai jucători, FCSB are jucători de calitate față de Galați, acum, da. Cu tot respectul pentru cei de la Galați. Dar când ai jucători valoroși, trebuie să alergi, dar nu atât de mult ca cei care au mai puțină valoare, nu? Problema că ăștia valorezi nu prea au, adică păreau că sunt așa într-o mini vacanță. Au fost anihilați. Deci, domne, am văzut tot timpul, dublau foarte bine, la când era în margine să vină să centreze unul la FCSB, cum erau câte doi, venea și al treilea, dublau, v-am spus, adică mi-a plăcut foarte, foarte, se vede că lucrează cu ei, adică o echipă lucrată. Chiar că nu sunt jucători nume sonore, da. La Galați. Ce, da. Nume are Galați? Pot deveni jucători care, dacă în ritmul ăsta se o țin așa, și FCSB-ul nimic. Adică nu, chiar nu le-a dat... Nu, da, și n-a venit să se apere. N-a venit să se apere. Și să anihileze sau nici FCSB? Adică FCSB a părut că e total scoasă din... Dumnezeu, a fost scoasă, dar și... pentru faptul că ăștia au stat, Galațiu au stat foarte bine în teren și au acoperit foarte bine terenul și nu le-au dat spații. Și au făcut, ați văzut, nu e echipă care a venit să se apere. Da, erau pressing goal, primul e din pressing în care pressing, adică, un pressing, da. Din primul minut, da. Chiar. Da, este și meritul, adică meritul lor pentru celor de la Galați, da. Pentru că nu i-au lăsat să-și facă jocul. Adică FCSB au câștigat multe meciuri prin valoarea individuală a jucătorilor. E, acum nu s-a putut să... Da, în ultima vreme joacă slab FCSB. Adică are meciuri pe care le câștigă, da, le câștigă pentru că pauză. Sunt jucători valoroși care fac, adică pot face diferența. Da. Dar nu, în ultimele meciuri n-a făcut, a început foarte bine campionatul, dar normal la o echipă se întâmplă în decursul unui campionat asemenea lucruri. Dar aseară au fost depășiți total. Repet, și mie mi s-a părut că și deconectați de meci cumva, un pic deconectați. Adică... Nu cred că au tratat meciul ăsta cum știau ce așteaptă cu Galațiu, nu cred. N-au putut. Nici loc, n-au construit nimic. Nu au putut, dar trebuie să... Și poți. Trebuie să poți. N-au putut. Pentru că, domnule, nu știu acum statistici, dar dacă vedem, da. Cât aleargă cei de la Galați. Aleargă, da, aleargă. Dorinel a spus aseară că nu aleargă nimeni cum alergăm noi în, da, campionat. Așa este. Da. Așa. Nici nu știu cine e preparator. Că noi vorbim numai de un preparator, de alții nu vorbim. Oțelul preparator. Da. Cum? Da, vorbim de un singur. De un singur preparator vorbim în România, de al doilea nu vorbim. Practic, asta a fost și meci al preparatorilor și a fost câștigat. Ia să vedem. Și a completat staful tehnic un preparator fizic. Este așa. Florin Axinte, fost jucător la Botoșani și voluntar. Axinte. S-a alăturat echipei tehnice conduse de Dorinel Munteanu. Preparator. Da. Axinte, fost jucător care a avut la... Nu cred că a avut la Piatra Neamț. Voluntari. A, nu e cel care a fost, nu, la... Nu. Dom'le, deci uite că mai există și preparatori români.
care fac treaba. Dar noi nu vorbim de ăștia. Dacă vine un străin, mă, scrieți toți, numai așa. De ăla, de parcă ar fi venit... Dar are doi, mai e Laurențiu, Iorga. Iorga. A fost atacant, e și el preparator fizic. Da, foarte bine, bravo lor, că nu se pot face toți antrenori.